Sunt Magic Weapon și ia ghiciți unde suntem acum. Ia ghiciți voi. Opa, opa. Opa. Cred că ești pe serverul de Factions și îți voi da imediat moderator. Băi, ești nebun. Dar nu știu cum. Bine, lăsăm chestiile astea mai triviale. La sfârșit, acum vreau să ne prezinți cam ce este aici pentru abonații mei. Și de asemenea să le și spunem cum pot fi alături de noi când filmăm. Bun, deci... What? Deci what? Ci că ești officer. Deci what? No, ci că ești officer. Bă, e nașpa. Ok, o să zic acum. Deci, ideea e următoarea. Noi avem aici facțiunea Strikers, așa se numește. Și ca să intrați în ea trebuie să fiți unul dintre cei mai activi abonați ori pe canalul meu, ori pe canalul lui Vovo. Deci vor intra și abonații lui activ și abonații mei activi. Exact, fraților. Și acum o să-i prezint și lui Vovo un pic ce s-a mai întâmplat pe aici. Adică ce se de întâmplă fapt, pe aici. De fapt o să-mi prezint ce se întâmplă pentru că... Păi da, eu am zis ce s-a mai întâmplat pentru că și pentru mine e o surpriză. Eu sincer sunt complet nou la modul acesta de joc. Aha, și... deci... În partea asta nu-i nimic, deci am pierdut. Astăzi au lucrat abonații pe aici. Deci asta e baza noastră, aici e o ușă din câte vezi și duce un tunel maxim. E un tunel de în lung. Partea aia și acolo e facțiunea lui Andreer 52. Aha. Adică noi suntem aliați, practic nu ne putem ataca și în caz de raid ne ajutăm foarte bine. Am rezistat la 4 raiduri până acum. Da, am înțeles. Pe aici avem camera de brewing, de poțiuni. Da, și sus am văzut că e depozit cu sus de toate. Sus avem aici o fermă, nu e prea mare. Depozitul și aici nu e nimic. Da, să le arăt și eu abonaților mei depozitul că... Ia să culeg și eu ferma. Ok, ce culegi? Ferm? Uite aici. Dar nici nu e lag pe acest server. Bă, câteodată e, câteodată nu e. E doar un server de factions. Adică doar factions au și... Nu știu, uneori... Ia să coleg și mâncarea. Uneori mai e lag. Ok, hai să te ajut și eu pe tine un pic. După aia să le prezint și eu depozitul și... Băi, da. Doar nu. Eu l-am văzut, dar voi nu l-ați văzut. Uite. Nu e mare chestie, oricum sunt niște chesturi. Pe jumătate pline, nici măcar nu sunt pline cum trebuie. Ia de aici. Uitați, aici sunt tot felul de chestii. De exemplu, dacă deschem aici sunt... poțiuni. Ți-am lăsat niște chestii pe jos. Mi-am luat și eu două de instant health, nu știu de ce. Oh, doar de unde? Pleavea mea, nendor chest. Primești bani când votezi și nu știe și toată unde lumea. Pot să-mi enchantez și eu iteme? Mergem la spawn imediat. Bun, acum dai slash warp crates. Slash warp crates, ok. Creates, știi, cutii morților. Da, boss. Așa, și vii aici, frumos. Și dai pe voting. Ai, cred că, 5, da. Da. Acum. Roagă-te pentru cei mai buni. E cutii? E cutii. E ca la CS. E ca la cutiile de CS? Am primit $1000. Da, eu am primit o sabie. O sabie cu Sharpness 4. Bă, ești nebun, m-am chinuit toată săptămâna să primi sabia aia. și voting și common? No, păi doar dacă spică cheie. Ai în continuare aici, încă 3 mai. Aici e run și chestii, da, ok. Da, da, runele, să-ți arăt și am mai dat la voting ca să încerc norocul meu, da, de bulangiu. Deci, de fiecare dată când votezi... Că în CS n-am noroc, poate am noroc în Minecraft. De fiecare dată când votezi primești... Obsidian 64, ce căcat. E foarte bun obsidianul, lasă că... o să vezi tu. Deci... Eu ce ar trebui să-mi doresc de la chestia asta? Păi orice split-ul ăla, ori sabia, ori... Ce split? Te rog! Mi-a dat sabie. A mers mai departe. Cine o să aibă sabie cu Sharpness 5? Aoleu. Tu, nu eu, că eu am deja. Eu am sabie Sharpness 5, am aici breaking aici poți 3. Să încerci în continuu? Nu, ai 5 sau ceva. Ți-am zis, la fiecare vot ai o încercare. Un stack de obsidian. Oprește-te. Se duce iarăși la... Mi-a dat mie sabie, deci... Mi-a dat un gold, frate. Gata, nu mai pot. Nu mai poți? Ba, dar goldul ăla ce înseamnă? Bani. Ok, mi-a dat bani atunci. Unde ai zis că-s runele? Aici, rune. Aici erau.
Am dat eu click dreapta și nu mă lăsa. Ia stai așa, slash warp. Poți să dai acolo să vezi. Slash warp ce? Dai slash warp, pur și simplu. Să vezi. Ah. Uite, avem random teleport. Eu chiar sunt nou, adică hai nu mă înjurați să... cei care vă uitați acum la videoclip. Hai să mergem la enchanting. E prima dată când joc Factions și când, de fapt, nu m-am uitat la nimeni cum joacă, deci sunt complet străin. Ce okay, fac acum? Unde okay. Warp enchant. Sau poți să dai pur și simplu warp și selectezi din alea de acolo. Eu o să-mi fac între timp chest plate-ul. High level, ok, deci high level, pe ce aș putea? Am pantalonii. Perfect! Ai pantalonii perfect. Dă-mi și mie sabia, te rog. Ia. Poți să mai pui pe sabie să vezi ce spică, sharpness gen. Și poți să combini cu aia dacă spică un sharpness 4. Am două de sharpness 4 și să mai încerc să iau ceva pe o sabie normală. Da, da. Mai am eu o sabie cu sharpness 3 și am breaking 3. Deci dacă spică încă un sharpness 3 și am breaking 3. Baioneta lui Vova am numit-o. Deci fii atent ce am eu. Am sharpness 5, am breaking 3, knockback 2, fire aspect 2, looting 3. Păi și dau cu 30 de nivele? Îi dai cu 30 de nivele. Dar pe una okay. Nouă, gen. Pe una nouă. Looting 3. Doar atât? Doar atât. Și Bane of Anthropos nu mă ajută. Fire aspect 2. Cine, ia ghiși cine o să combine o sabie. Deci aici dar are și Bane of Anthropos. Ce fac? Dacă are Bane of Anthropos, adică poate să aibă o sabie toate bonusurile posibile, nu? Cred că da, dar cred că ți-a mai multe levele la... Că Sharpness și Fire Aspect sunt cele mai importante la urma urmei, nu? Mamă, mi-a picat o sabie cu Sharpness, cu looting. Bă, Fire Aspect 2 e cea mai importantă chestie, nu? Da, și Sharpness-ul 5. Da, gata, am rest... sabie perfectă. Nimic nu prea contează. Pantalonii mi-ai dat-o direct perfect, nu mai am pe ce să bag incent, că... Ah, crafting table există? Da, există. Da. Eu să mai am... Să-mi fac... Eu mai am de făcut casca și... Chest plate. Și bocanci. What the fuck was this? Ok, am... vedem ce pică pe primul chest plate. Bă, serverul e foarte ok, adică e premium. Fire și... protection, rip. Pff, fire protection are... și mie. Am breaking și... I'm breaking și blast protection. Protection 4 și dacă unesc cu asta cu unbreaking, ce-mi dă oare? Păi protection 4, unbreaking 3. Da, dar am cele 20 de nivele și nu am în momentul ăsta. Nu ai? Am eu 113, da. Rip. Nu pot să ți le dau, nu? Ba, da, dar stai așa. Să nu vină să cerdească, nu? Stai un pic, să-mi pun eu pe asta. Bun, deci am protection 3, unbreaking 3, feather falling 4. Fix 22 de nivele mai am. 22, ia vin încă. Unde? Ah, dar dacă are protection 4 mai întâi ar trebui să fac protection 5 sau nu se poate protection 5? Nu există 5, protection 5 și eu okay, am încercat. Ok, ia de aici. Crede-mă că și eu am încercat. Unește-le și tu pe alea două, te rog. Eram ceva din bă, nu merge. Stai, tu ce ai? Bă. Ah, stai că le unesc invers. Devin perfecte. Ia, poftim. Adică devine una perfectă și bună. Eu da. Doar pe cască mai am nevoie, dar momentan nu mai și am level. Și eu cască și boots. Dacă mi le fac acum, să mi le fac acum de diamond să bun. Le am. Ideea e că episodul ăsta va fi mai mult ca o introducere pentru Vovo. Va avea în jur de 15 minute, zic că de obicei sunt 20-25. Știi că în Factions ai multe chestii de făcut. Ai de dat raid-uri, știi? Da, și o să începem cu chestiile mai complicate din episodul următor, da, adică, unde mergem acum? Acum dă-i slash runes. Nici eu nu le am. Runes shop. What? Runes slash runes. Slash runes nu merge. Runes shop, uite. Și ce fac duration aici? 3 hours. You will not take any fire damage. Instantly smelts mind. Nici tu nu le știi bine pe astea, nu? Da, astea sunt niște rune, primești mereu când votezi câte două. Și uite, dacă de exemplu, uite, spui bounce ca să sară mai mult 3 ore, no fall, chestii de astea. Astea când dăm raid, da? De okay. Ce numite. Ok, acum hai să dăm F home din nou. Hei, mergem acasă! Yeah! și ai grijă să nu prea dai F3 când ești pe Factions. Că, no. F3? Da, să nu dai F3. Ce face F3? Coordonate.
dintre... Am dat. Ți-am zis că de vreo 4 ori ne-am luat raid și dintre care 3 erau facțiuni de români. Hai să răși la Andrei acolo. Să nu știe abonații ceilalți unde e facțiunea. E ok, am dat eu F3 odată și am văzut. Și în plus a scris unul pe chat când, după ce m-a atacat. Dar după cum vezi am supraviețuit. Chiar am supraviețuit. Deci aici e logos, server. Nu e lag, e protecție de speed. Ok, am înțeles, ca să n-ai ca să n-ai... E mai bine așa decât să... mă rog, asta e facțiunea lui Andrei. Nender chest aici mi-aș pune ce am eu. Da, ce ai mai important pune Nender chest, că... Gen și sabia și armura sau armura puțin și pe mine? Mamă, ce m-a speriat ăsta. Ține armura pe tine, că nu se știe când vine un raid și o să avem nevoie. Da, ok. Să știi că abonații sunt destul de activi, adică... Da, chiar sunt. Pentru cei care vă întrebați cum să fiți activi, contează foarte mult să dați like, deci, la toate videourile. Deci, vă spun eu, am aflat eu. În asta. Deci, din ce am aflat eu, like-ul este cel mai important lucru, după care comentariul și share-ul sunt cam pe la același nivel. Deci, like-ul e foarte important și dacă și comentați și dați și share, practic exact. Ați atins apogeul. Practic la toate videourile și eu am o funcție pe YouTube. YouTube îmi arată care sunteți cei mai activi și de fiecare dată când vreau să filmez o să încerc să anunț. Auzi? Sau să stabilim o zi și o oră. Păi ar fi okay, noi așa? Avem o conferință pe Skype, o să te adaug acolo în care am înțeles, când în filmez. Care spui tu. De obicei când filmez sun conferința și toți abonații se pun pe mut. Am înțeles. Ca să ne audă. F mod Vovo expert. Bă, da, nu știu de ce naiba nu mă las. Păi ca introducere eu zic că nu știu, cam atâta, chiar dacă n-am filmat cele 15 minute, da, chiar n-avem ce să facem. Ce să-ți mai arăt? Mai mult. Uite aici, vezi capetele astea de pe pereți? Wow, dar repede crește sugarcane-ul și auzi? Ce faci cu sugarcane-ul? Nimic. Auzi, vezi capetele nimic? Astea de pe pereți? Da, mă, nu mai culege, stai liniștit. Serios? Da, vine-o jos aici. Și de fapt, ia să vedem dacă avem niște gold. Să ne facem niște gold în apple-uri, că n-avem deloc. Deci am unul într-un chest și nici nu știu unde. Nu, n-am văzut, m-am uitat eu și n-am văzut gold deloc. N-avem. Bun, păi atunci hai jos să-ți arăt ăsta repede. O ultimă chestie așa, nu? Da, vezi toate capetele astea de aici de pe pereți? Da. Ăștia sunt toți oamenii omorâți de noi. Am înțeles, dar nu le văd skin-uri. Păi sunt nu vezi skin-uri. Ori sunt Alex, ori sunt Steve. Adică, na, pur și simplu. Și nu știu ce vor să facă în partea asta. Dacă vrei poți să-ți mai arăt baza secundare. Wow. Secundare, la. Da. Eu zic să o lăsăm pe aia sau să mi-o arăt și pe aia. Poți să ți-o arăt că nu e... stai. Slash home. Să dai tu TPA... nu pot să dau de fapt. Că e în teritoriul la Andrei. Gen, na. Eu am dat slash home. M-a dus în... Da, slash F home pe aia, nu? Da, F home e pentru casa noastră. Păi, cred că e ok. Câte au trecut? 13 minute? E suficient cât ți-am arătat pe aici? Da, cam așa e și... Până data viitoare... Am spus o să începem cu chestiile mai serioase. Până data viitoare ne mai pregătim și noi un pic. Cred că o să mergem cu abonații la minat. Și... uite. Am un cadou pentru tine. Și... O să ne pregătim cu ceva Golden Apple-uri, TNT-uri, toate chestiile astea și... O să Magic fie tot stick. Ok. Ți-l pentru... bag în fund și o să fii Eddie Magic 98. Pentru Magic raid, bă. Dăm un raid și le luăm la aia tot ce au în chesturi. Am înțeles. Bun, deci cam atât. La revedere.